Mój wiedziałam ploła. Mă uit în calendar, sunt aproape de ultimele file din an. Peste drum este o școală și încă de luni aud gălăgie la anumite ore. Parcă mă apuc să fac ceva și imediat se înseriază. Mă îmbrac în culori din ce în ce mai închise și mai saturate. Încep să nu mai impun gheață în cafea. Ceea ce pentru mine înseamnă că a venit toamna. În sfârșit, sezonul meu preferat ne bate la ușă și chiar începe să-și intre în drepturi pentru că începând de astăzi în Timișoara este ploaie și m-am uitat pe prognoză și am văzut că o să fie în jur de 20 de grade zilele următoare, ceea ce înseamnă că nu există moment mai potrivit decât început de toamnă pentru a face acest videoclip, deoarece vreau să vă pun în temă cu toate tendințele sezonului. După cum v-am obișnuit încă din sezoanele trecute, am strâns aici pe foicică toate tendințele majore ale sezonului toamnă-iarnă 2024-2025 cu focus pe toamnă, bineînțeles, și vreau să le împărtășesc cu voi astăzi cât mai simplu, mai succint și mai pe înțelesul tuturor. O să vreau să mă folosesc și de suport vizual. O să pun o grămadă de poze de pe Pinterest aici în stânga, în stânga mea și o să încerc, bineînțeles, să mă rezum la trendurile care sunt cele mai pregnate și pe care o să le vedem cel mai des, atât în magazine, cât și pe stradă. Încep cu un disclaimer. Nu trebuie să vă îmbrăcați după tendințe, vă îmbrăcați cum vă place vouă, dar dacă sunteți ca mine, cum vă place vouă, egal cum este în tendințe. Nu mă sfiesc să recunosc faptul că stilul meu se schimbă de la un uh, sezon la altul în funcție de ce este în trend, pentru că asta mă reprezintă pe mine. Să fiu o fată trendy, să mă îmbrac după tendințele sezonului și dacă sunteți ca și mine, cred că de abia ați așteptat să vină toamna și să se schimbe sezonul, pentru că, sinceră să fiu, mă cam săturasem de moda de vară. Toamna mi se pare că poți experimenta mult mai multe, poți juca cu texturi, cu layering și uh, cu diferite nuanțe, așa că este unul dintre sezonele mele favorite datorită acestui fapt, dar și primăvara. Este tot pe acolo. Oricum, ne focusăm pe toamnă și eu zic să începem pentru că acest videoclip este împărțit în câteva capitole. În primul rând o să vorbim despre culorile sezonului, apoi avem texturile sezonului și niște trenduri specifice care trebuie menționate, bineînțeles. Deci, haideți să trecem la treabă și să începem. Primul capitol și anume culorile sezonului avem una, două, trei, patru culori mari și late care reprezintă sezonul toamnă- iarnă 2024 -20. 2025 și nuanța vedetă a sezonului este burgundiul. Dacă anul trecut a fost roșul, roșul aprins, așa cum am și eu în fundițele din părul meu, acum nuanța este burgundiu. Un roșu închis, un roșu cireașă, un roșu mai stins, care, sinceră să fiu pe mine, automat mă duce cu gândul la sezonul rece. Cred că este mult mai ușor de purtat și mult mai facil de integrat în ținutele voastre decât roșul aprins, care a fost vedeta sezonului trecut de toamnă și ce am observat eu, începe încet, încet, încep trendurile să aibă încet, încet acela, aceeași linie. Parcă ce se purta anul trecut în toamnă se poartă și anul ăsta, ceea ce mă bucură pentru că începem să fim din ce în ce mai sustenabili în modă, lucru care mă încântă foarte mult. Roșul închis se poartă atât pe haine cât și pe accesorii, ținute monocromatice, roșu închis plovăre, roșu închis fuste, roșu închis, dar de ce nu și cizme sau genți în această nuanță tot ce vedeți roșu închis și deja aveți în garderobă în această culoare, scoateți de la naftalină pentru că o să fie în trend, indiferent de articol. Dacă este roșu închis, atunci o să vă eleveze ținuta și o să vă aducă în tendințe. Din punctul meu de vedere, roșul închis este foarte ușor de combinat în ținutele noastre. Îl putem combina atât în, nuanțe în ținute monocromatice cu alte piese roșu închis, dar îl putem combina și cu imprimeul de leopard, cu denimul, funcționează foarte bine și cu gri sau cu negru, dar și cu navy blue sau bej. Astea sunt doar câteva combinații care mie îmi vin în minte așa, doar gândindu-vă la nuanța asta de roșu închis, deci este foarte accesibilă Tuturor. O altă nuanță vedeta sezonului se află la polul opus al cercului culorilor și anume verdele oliv sau un verde cât mai natural, un verde cât mai aproape de verdele pădurii, de un verde care se găsește în natură toamna, se poartă foarte mult, vă las exemplificat și cred că mult mai ușor o să înțelegeți din exemplele pe care vi le arăt, la fel ca și burgundiul, se poartă pe orice. Atât pe articole de îmbrăcăminte, cât și pe accesorii sau încălțăminte am văzut mai puțin, dar genți în nuanța asta am văzut foarte multe și puteți să-l integrați destul de ușor, la fel de ușor ca și roșul închis, fiind nuanțe foarte aproape de natur ral de natură în general ele pot fi integrate foarte ușor și nu-ți nu trebuie foarte mult knowledge pentru a integra astfel de uh, nuanțe în ținutele tale uh, să știți că acest verde-oliv se combină foarte, foarte ușor și foarte la îndemână oricui cu nuanțele de denim. Nuanțele de denim închis, denim deschis, nu contează, merg cu verde-oliv sau cu verdele ăsta natural chiar mă gândesc și poate la niște rochi în nuanța asta, un trench în nuanța asta, de ce nu? Cred că ar fi super, super fine? Pe lângă cele două Nuanțe vedete ale sezonului și anume roșu, burgundiu și verde oliv se adaugă și nuanța neutră de maro închis o să vedem din ce în ce mai multe articole în această nuanță de maro închis dar în special trenciuri și genți. Parcă în direcția asta mă ajut eu atunci când aș alege să integrez această nuanță de maro închis în ținutele mele, pe încălțăminte poate, pe genți și pe geci. Asta eu zic că este o modalitate foarte faină de a integra această nuanță, care de altfel o nuanță neutră, pentru că face parte din sfera nuanțelor de maro. Este totuși un maro sat un maro închis, un maro rici, parcă roșiatic și se poartă foarte mult, se potrivește cu ambele dintre nuanțele vedete ale sezonului, merge atât cu roșu închis cât și cu verdele ăsta natural sau verdele oliv și parcă e ceva diferit față de negru și la fel de ușor de purtat precum negrul, ceea ce mi se pare extrem de fain și pe lângă cele trei nuanțe pe care tocmai le-am enumerat, nuanța... Uh, nu știu, non sezonului este griul. Griul se poartă foarte mult, griul în orice saturație, gri mai deschis, gri mai închis și ce este foarte, foarte trendy de făcut este griul integrat în ținute monocromatice, adică o șapcă gri, un hanorac gri și o pereche de pantaloni gri sau o fustă gri, toate să meargă așa mână în mână și dacă mai adaugi și o geantă și o pereche de încălțăminte burgundie, șef schis, ești 100% pe tendințe cu ceea ce poate deja ai în garderobă. Deci, ca să facem o scurtă recapitulare, acestea sunt cele patru nuanțe vedete ale sezonului. V-am zis că aș vrea să mă păstrez totuși cât mai succintă și să fie clipul ăsta pentru toată lumea, așa că am ales să trec în revistă numai cele mai importante patru nuanțe și anume roșu-burgundiu, verde-oliv, maro-închis și gri. Astea sunt, cu astea defilăm, bineînțeles că pe lângă ele o să vedem din ce în ce mai mult și Navy Blue, adică un blămaren. O să vedem mult negru, o să vedem mult alb, dar astea deja sunt cunoscute și știute de către toată lumea, la fel și bejul. Am zis să le trec în revistă pe cele mai importante patru care sunt așa definitorii pentru sezonul ăsta al anului 2024. Următorul capitol al acestui videoclip este dedicat texturilor și parcă texturile sunt la putere, sezonul ăsta, pentru că ies în evidență prin simplitate și prin naturalețe. Mi se pare că sezonul ăsta, spre deosebire de toate celelalte sezoane, ne îndreptăm mult, mult înspre natural, înspre nuanțe cât mai neutre, cât mai închise, cât mai aproape de natura toamnei. Și prima textură despre care vreau să vă vorbesc este și cea mai populară, sezonul ăsta, și o să o vedem din ce în ce mai mult în magazinele de mass market și de ce nu puteți să căutați și pe de lucrurile astea? Pentru că odată ce știți tendințele, vă este mult mai ușor și să triftuiți articole. Piele întoarsă sau uh, imitația de piele întoarsă, bineînțeles că nu trebuie neapărat să fie veritabilă, este textura sezonului. O să vedem această piele întoarsă în special pe geci și trenciuri, încălțăminte și genți. Cam acestea sunt cele trei uh, modalități de a integra cel mai trendy această textură de piele întoarsă, de suede, de velur. Să știți că pe lângă magazinele de mass market se găsesc și în sh multe articole cu uh, această textură, deci eu zic că... Uh, Opțiunile sunt nelimitate în ceea ce privește locurile de unde putem achiziționa această textură dacă deja nu o avem în garderobă. Eu personal nu o am și m-am uitat pe H&M, am găsit un trench, o să vi-l prezint când o să vină toate comenzile pe care le-am plasat pentru sezonul ăsta. O să facem și un videoclip, un try on haul de toamnă și acolo o să încerc să vă exemplific cât mai multe dintre tendințele astea pe corpul meu. Dar cert este că sunt super încântată de această textură de piele întoarsă și textura asta se regăsește într-o nuanță de camel și de maro închis. încerc să vă exemplific cât se poate de bine, dar parcă nu am văzut pielea asta întoarsă în nuanțe de bej sau de negru sau în alte nuanțe pe lângă nuanțele astea de maroniu și maroniul ăsta mediu și închis, nu foarte deschis și nici negru, ceea ce poate vă ajuta așa în cazul în care vreți să vă faceți o cumpărătură nouă și nu aveți lucrul ăsta deja în gardrobă, această textură. Pe lângă pielea întoarsă, denimul, bineînțeles că nu pleacă nicăieri, nu ne-a părăsit, cred că de câțiva ani încoace, se tot poartă denimul și tot felul de combinații de denim. Să știți că nuanța vedetă a sezonului în ceea ce privește denimul este denimul acela închis. Denimul saturat, Denimul acela care e super închis și, sinceră să fiu, eu nu prea-l purtam până acum, dar, văzându-l din ce în ce mai mult combinat cu burgundiu sau cu verde oliv sau cu maro, de ce nu, mi se pare că este nuanța de blug care este potrivită 100% pentru toamnă. Să știți că îl vedem combinat atât uh, cu alte nuanțe, vedete ale sezonului, cu alte texturi, cum ar fi pielea întoarsă, dar și cu denim. Seturile de denim, compleurile din denim nu pleacă nicăieri. Dacă le aveți în garderobă, le-ați achiziționat sezoanele trecute, păstrați-le, nu le puneți pe vinte încă pentru că sunt la mare forță, la mare căutare și v-am zis, în special denimul ăsta închis la culoare care din punctul meu de vedere... Elevează ținuta! O pereche de denim deschisă la culoare, mi se pare că este puțin mai sport. Denimul ăsta închis la culoare, pare mult mai elegant și mult mai elevat. Deci, dacă ăsta este stilul vostru, puteți să vă bucurați pentru că stilul vostru este în tendințe sezonul ăsta. Mă uit aici pe notițele mele, să vă ce mai. Am mi-am mai notat și mai am o altă textură și anume dantela. O să vedem din ce în ce mai multă dantelă, o să vedem dantelă în special pe fuste, fuste transparente. O să vedem în următorul capitol al acestui videoclip, o să vorbim despre fustele transparente puțin, dar dantela, oricum se poartă, atât în partea de sus, cât și în partea de jos, cât și în tot felul de accesorii. Nu știu, poate șosete cu dantelă, fuste din dantelă, ceva mânecuțe din dantelă, funde din dantelă, de ce nu? toate astea se poartă și le putem integra foarte ușor în ținutele noastre, textura asta de dantele este foarte feminină și la fel, dacă stăm să ne gândim, dă așa un look natural ținutelor și cred că acest cuvânt natural este exact ceea ce descrie cel mai bine sezonul acesta de toamnă, deci dantela la putere. Dante la pe nuanțe de ivory, de alb murdar sau pe nuanțe de negru. Acum depinde de stilul vostru și nu în ultimul rând am zis să integrez la texturi și imprimeul de leopard pentru că nu ne părăsește nici imprimeul de leopard. Rămâne cu noi și dacă v-ați luat imprimeul de leopard anii trecuți pentru că se poartă foarte mult încă din, an, din toamna anului trecut, uh, Puteți să îl purtați în continuare dacă vreți să țineți cont de tendințe pentru că încă se poartă. Exact cum se purta și anul trecut, pantaloni, bluze, accesorii, genți, încălțăminte, ce vă trece vă prin cap cu imprimeul de leopard se poartă. Și aici, în ceea ce privește imprimeul, să, știm, să știți că începem, dar nu aș considera -o neapărat o tendință majoră a sezonului, dar începem să vedem din ce în ce mai multe imprimeuri animalice, în general. Adică, imprimeul de vacă, cow print, vedem snake print, vedem uh, printuri din astea de animal și să știți că cel de văcuță pare că este unul, uh, nu știu, următorul după imprimeul de leopard în ceea ce privește tendințele, doar că nu este atât de popular. Mie, sinceră să fiu, îmi place foarte mult imprimeul ăsta de văcuță, mai ales pe încălțăminte și pe genți. Chiar am văzut o pereche de balerini cu acest imprimeu la Stradivarius și am văzut o geantă la Zara cu acest imprimeu și mă gândesc să o comit pentru că nu am nimic în imprimeul ăsta de văcuță prin garderobă și mă gândesc că ar fi o, nu știu, un detaliu interesant care ar putea să eleveze o ținută simplă, deci dacă vreți să fiți puțin mai edgy și să adoptați și un alt imprimeu animalic pe lângă cel de leopard, nu în combinație cu cel de leopard totuși, este ăsta de văcuță, cel puțin din câte am observat eu, dar și imprimeul de șarpe începe să devină din ce în ce mai popular. Ca să reluăm partea cu texturile, deoarece ne apropiem de sfârșitul capitolului, texturile vedete ale acestui sezon sunt în primul rând pe locul 1, pielea întoarsă, după aceea denimul, dantela și imprimeurile animalice. La fel, 4, ca și culorile, că am zis să mă țin cât mai succintă. Și iată-ne la ultimul capitol al acestui videoclip și anume trenduri specifice. N-am preștiut cum să denumesc acest capitol pentru că vreau aici să vă enumăr câteva tendințe specifice pentru diferite articole de îmbrăcăminte și de accesorii, așa că eu sper să fie pe înțelesul tuturor. În primul rând, vă menționam și în capitolul precedent, fustele transparente. Se poartă fustele transparente, acelea full din nantelă, fără ceva pe dedesubt, poate doar cu biker shorts, dar să fie fundul acoperit de un plover sau de un tricou foarte larg. Încerc să vă exemplific, o să fie mult mai simplu. Mi se pare că avantajează foarte mult ținute, foarte multe siluete de fapt acest tip de ținută și eu cred că aș putea să port această ținută cu succes mă gândesc doar să îmi achiziționez un plover din ăsta lărguț și lung ca să se potrivească pe vibe pentru că majoritatea plovărelor mele sunt cropt și este un no-no cu plovăre cropt nu purtați cu plovăre cropt dacă totuși sunteți mai îndrăsnețe, puteți să purtați această fustă din nantelă pe deasupra blugilor. Foarte interesantă combinația, nu știu dacă eu aș avea, nu neapărat încredere, dacă mi-ar plăcea să o port și dacă m-aș simți confortabil, dar dacă voi sunteți așa mai edgy și mai fashion decât mine, puteți să încercați foarte ușor această combinație pentru că este super în tendințe. Dar, dar dacă nu, o fustă din dantelă cu un tricou simplu pe deasupra sau cu un plover simplu pe deasupra care să vă acopere fundul, genul o rochie plover sau ceva de genul, scurtă, totuși, poate până la vârfurile degetelor, știți testul acela, este ideală. Pe lângă fusta transparentă, un alt articol foarte în tendințe sunt off the shoulder, Bluzele cu umerii goi. Umerii sunt la vedere și sezonul ăsta, așa cum au fost și sezonul trecut. Dacă v-ați achiziționat sezonul trecut, niște articole am văzut, adică eu am, mi-am achiziționat din Zara, din Reserve, de peste tot, chestii cu umerii dezgoliți. Se poartă și anul ăsta și chiar sunt extrem, extrem de flattering, arată foarte bine și dacă nu aveți ceva off the shoulder, să știți că puteți să vă lăsați și cardiganele, așa cum l-am lăsat eu pe ăsta. Acesta este un cardigan simplu care se închide până aici, dar eu l-am lăsat așa pe umeri și cred că arată super bine. Umerii la vedere, dezgoliți și dacă tot veni vorba de cardigane, să știți că și cardiganele se poartă foarte, foarte, foarte mult sezonul ăsta. Atât cardiganele astea simple, adică astea un pic mai chunky, cu nasturi ăștia mai mari, cât și cardiganele finuțe, cardiganele acelea cu nasturi mici, care sunt un fel de bluze cu nasturi, foarte subțiri, foarte finuțe și acestea se poartă foarte mult. Cardiganele sunt un articol foarte trendy în general. Pe lângă asta, dacă este să vorbim tot despre articole de îmbrăcăminte în tendințe, jachetele cropped, dar nu jachetele cropped, paltoanele cropped este un cuvânt mai bun, cropped coats se spune în engleză și sunt exact ce le spune denumirea, sunt paltoane sau trenciuri care sunt până în talie, sunt crop topuri, crop cropped coats <laughs> și se poartă foarte mult, după cum vă ziceam, în tot felul de combinații. Vedeți idei de ținute aici afișate lângă mine și eu zic că pentru fetele minione se potrivește foarte, foarte bine această tendință deoarece alungește piciorul și arată foarte bine. În ceea ce privește picioarele și croiul uh, a blugilor sau croiul pantalonilor din sezonul acesta se poartă pantalonii drepti. Nu se mai poartă aceia super, super largi, cum se purtau anii trecuți, nici cei skinny, cum s-au se purtau când eram eu tânără, se poartă cei drepți, o croială dreaptă, un pantalon care să cadă ușor pe încălțăminte și care să fie lejer și ușor de purtat. Vibul ăsta de effortless și vibul ăsta de ținută lejeră este la ordinea zilei, nu se prea poartă lucruri strâmte în sezonul acesta, deci blugic Drepti care au o cădere uh, normală, chiar blugii mei favoriți de anul trecut sunt în stilul ăsta, sunt de la Stradivarius modelul D92 și au o grămadă de culori și de nuanțe, eu chiar mi-am luat anul trecut cred că vreo 4 sau 5 nuanțe, că sunt blugii mei preferați și puteți să mergeți să încercați pe aceia, că sunt 100% pe uh, tipul de blug care se poartă sezonul ăsta, oare ce mi-am mai notat eu aici? Cam atât pe parte de îmbrăcăminte, avem acum încălțămintea și după aceea o să vorbim puțin și despre genți. În ceea ce privește încălțămintea, UGG-urile nu ne părăsesc nici sezonul ăsta, nu știu de ce ar fi făcut-o, pentru că sunt o pereche de încălțăminte extrem de comodă și vă recomand să vă achiziționați o pereche de UGG-uri. Uh... Originale. Pentru că nu se compară nimic cu, cu acelea și puteți să le folosiți mult timp de acum, în, de acum încolo dacă aveți într-adevăr grijă de ele. Să știți că se poartă toate felurile de UGG-uri și cele care se purtau sezonul trecut și cele care au apărut sezonul ăsta. Și cei de la UGG au speculat foarte bine această tendință și au introdus și tot felul de sneakers. Deci dacă nu vă place neapărat ideea de UGG clasic, să știți că au venit și cu ideea de uh, Pantof sport UGG și arată foarte bine, sunt foarte confortabili, foarte călduroși singurul lor păcat este că nu pot fi folosiți în ploaie, dar din câte știu eu pot fi dați cu ceva ceară ca să îi protejeze și să îi acopere vă puteți interesa, dar oricum sunt o pereche de încălțăminte foarte faină, nici balerinii nu ne părăsesc, încă sunt în tendințe și balerinii, balerinii în nuanțe de burgundiu, în nuanțe de negru, bej roz deschis, de ce nu pe lângă balerini putem să păstrăm și pantofii Mary Jane pe care i-am avut în toamna trecută, mai ales dacă aceștia sunt burgundii sau negri și să-i combinăm cu șosete arată extraordinar de drăguț oricum stilul ăsta preppy și stilul effortless sunt la mare căutare și sunt cam cele mai în tendințe uh, stiluri vestimentare și vorbind de încălțăminte n-am cum să nu menționez uh, cred că vedeta sezonului uh, ăsta de toamnă și anume cowboy boots Cizmele de cowboy, atât cele scurte cât și cele până la mijlocul gambei, cât și cele până la genunchi, toate se poartă și sunt foarte, foarte trendy. Chiar găsim în magazine o grămadă de modele. La Stradivarius sau niște modele faine, la Bershka au niște modele faine și la fel, dacă vreți să fiți 100% pe tendințele sezonului, îndreptați-vă către niște nuanțe de maro închis, maro saturat, burgundiu, de ce nu Vai, Deci dacă găsiți o pereche de ciocate burgundii, vă rog frumos să-mi lăsați link pentru că îmi doresc și eu. Nuanțele astea sunt la mare căutare, încercați să vă luați încălțăminte în niște nuanțe mai închise la culoare, pentru că asta este tendința. Gândiți-vă, nu știu, la un, uh, o scoarță de copac, gândiți-vă la un, uh, nu știu, la niște frunze ruginii închis, ale sunt nuanțele care se poartă în ceea ce privește încălțămintea, dar și bineînțeles că nici bejurile nu sunt de aruncat, pot fi folosite și pot fi integrate cu succes în ținute, având în vedere că sunt puțin mai ușor de combinat decât nuanțele închise. Bun, v-am zis de încălțăminte, v-am zis de cisme cowboy, v-am zis de UGG-uri și v-am spus și de balerin și Mary Jane. Acum haideți să trecem la ultima parte și anume gențile. Se poartă două tipuri de genți, două tipuri de genți marșilate. Și anume, gențile oversize, gențile mari, dar nu foarte mari. Este o linie fină între ceea ce este prea mare și ceea ce este în, trendy, în tendințe sau trendy. O să încerc să vă las inserat aici. Se poartă gențile medii, aș putea spune, dar... Și astea, în nuanțe de burgundiu, în nuanțe de maro, dacă găsiți o geantă din piele întoarsă maro, nici nu vă mai trebuie altă geantă pentru sezonul ăsta, nu cred că pot vorbi eu mai bine decât imaginile de lângă mine, așa că v-am lăsat cu imagini să exemplific cât se poate de bine gențile care se poartă sezonul acesta, dar pe lângă gențile mari să știți că se mai poartă și gențile dreptunghiulare, gențile care sunt mai lungi decât mai înalte foarte trendy. Cred că Miu Miu a dat această tendință și îmi doresc foarte mult o geantă de la ei, dar nu cred că o să fac această achiziție. Mă gândesc sinceră să fac o achiziție de geantă polen. Încă mă gândesc, încă nu știu exact, dar oricum miu-miu nu o să-mi iau în, în grabă, dar ideea de la care am pornit a fost că se poartă foarte mult gențile astea dreptunghiulare. Sunt foarte cool, foarte ușor de stilizat, sunt super trendy și dacă cumva reușiți să găsiți pe vinte sau în magazine forma asta de geantă, să știți că este trendy și puteți să o achiziționați. Puncte bonus la fel, dacă este într-una dintre nuanțele sezonului, maro închis, burgundiu, piele întoarsă, E perfect, și ultima, dar nu cea din urmă, tendința a sezonului, care mi se pare că e super, super interesantă și pe care n-am mai văzut-o până acum, ceva nou de altfel, sunt uh, brelocurile pe genți. Am început să vedem brelocuri pe genți încă de la mijlocul verii, din punctul meu de vedere, și mi-a plăcut foarte mult de cum am văzut că au adăugat în, în Stradivariusul din Iulius Town un perete întreg cu astfel de brelocuri de genți, uh, tot felul de mod Modele mai mici, mai mari, cu fundițe, metalice, cu animăluțe, pufoase brelocuri de genți mai mici, atașate genților mai mari, foarte interesante și puteți să vă personalizați în felul ăsta geanta și să o faceți cât mai voi, cât mai... să-i adăugați așa, puțin din personalitatea voastră. Lucrul ăsta mi se pare extrem de interesant și chiar merită să investiți, de ce nu? În câteva astfel de brelocuri pentru genți, dacă vă place trendul ăsta, pentru că pot fi accesorii, pot fi mutate de la o geantă la alta, bineînțeles, și puteți să vă personalizați geanta și să o faceți mult mai interesantă, fără să vă achiziționați o geantă nouă. N-am menționat, bineînțeles, că se poartă gențile în nuanțe de burgundiu, dar cred că am tot spus lucrul ăsta pe parcursul videoclipului și Cred că, acum când mă uit în jos, cam asta a fost tot ceea ce am avut să vă menționez. Cam astea au fost toate tendințele pe care am vrut să le trec așa rapid în revistă alături de voi și să vă arăt, bineînțeles, și exemple vizuale, pentru că din vizual înțelegem cel mai bine de multe ori. Asta a fost tot. Asta se poartă toamna asta, asta o să port și eu toamna asta și vă sfătuiesc, v-am zis, nu neapărat să mergeți în. Magazine și să faceți shopping de aceste articole, vă puteți uita și pe Vinted, vă puteți uita și în sh unde vă este vouă mai comod, pentru că avem multe, multe alternative de unde să facem shopping mai sustenabil în cazul în care ne dorim să facem lucrul ăsta, și ar trebui să ne dorim, în primul rând, să căutăm pe Vinted și în sh și după aceea să ne uităm în magazinele de mass market în cazul în care nu am găsit în celelalte locuri sustenabile. Eu încurajez chestia asta și încerc să fac lucrul ăsta, doar că îmi este greu câteodată, dar eu mă străduiesc. Oricum, asta este ideea clipului, v-am prezentat toate tendințele, dacă aveți întrebări le aștept în comentarii, ne revedem curând cu holul sezonului de toamnă, care sper eu dacă mi-ajung toate comenzile, să-l fac săptămâna viitoare sau cât de curând. Până atunci eu vă pup, vă îmbrățișez cu drag și vă mulțumesc că ați stat alături de mine pentru această jumătate de oră și sper că v-ați notat chestii, că v-ați informat și că Ați scris acolo tendințele ca să știți să faceți shopping inteligent. Pupici, îmbrățișări și ne revedem curând!